Prin măsurile de recesiune luate de guvernul Boc, retribuțiile bugetarilor au fost diminuate cu 25%. Deși economia merge mai prost decât a fost estimat la sfârșit de an, guvernul Ponta a dat asigurări că restul salariilor de 7,4% va fi acordat până la sfârșitul lui 2012. Trebuie să spunem că următoarea restituire de aproximativ 8% la salariile bugetarilor e viabilă și va avea loc în luna decembrie, așa cum guvernul USL a propus și a promis de la începutul mandatului. Deci, tot ce a promis până acum a și făcut, tot ce a promis încearcă să rezolve. Eu cred că avem de-a face cu un guvern care respectă cetățenii României, avem de-a face cu un prim-ministru care este drastic cu miniștrii care nu respectă ceea ce au promis și am văzut lucrul acesta în faptul că ori de câte ori un secretar de stat, un ministru a spus vreo prostie, a fost dat imediat afară. Conform primului proiect de rectificare bugetară, majorarea salariilor nu va fi posibilă decât prin tăierea investițiilor din fonduri europene.